punem la vot propunerea. Sau la mine, la... deci la comisie, dacă mai sunt alte propuneri. Celelalte comisii, vă rog să faceți propunere. De la Comisia Economică, dacă sunt alte propuneri. Dacă nu, o să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia de urbanism. La microfon. Comisia de urbanism. Propunerea. Vă rog să o supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Economică. Dacă sunt întrebări sau discuții, vreți alte propuneri? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Nu, asta nu. Comisia Juridică. Alte propuneri, dacă sunt, dacă nu, supunem la vot propunerea făcută. Cine este pentru? Împotriva? Se abține cineva? Mulțumesc. Domnule primar, stimați invitați, dragi consilieri, începem ședința pe comisii în conformitate cu prevederile articolului 39, alineatul 2, din Legea Administrației Publice Locale numărul 215 pe 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, prin dispoziția primarului municipiului Moinești numărul 1401 pe 2017, s-a convocat întrunirea Consiliului Local al municipiului Moinești în ședință extraordinară pentru data de 08 a 12 a 2017, orele 12, în sala de ședințe din strada Vasile Alexandrei numărul 14, municipiul Moinești, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării subvenției din bugetul local pentru unele categorii de persoane fizice din municipiul Moinești. La acest punct o să dau cuvântul inițiatorului proiectului, domnului primar al municipiului Moinești. În primul rând, dați-mi voie să vă salut pe toți, să vă mulțumesc că sunteți prezenți astăzi la o ședință extraordinară, o ședință publică, cum de altfel sunt toate ședințele Consiliului Local. E bine că avem alături de noi și presa, le mulțumesc că au răspuns prezent la această ședință și cred că, nu întâmplător, această ședință are loc astăzi. Știți cu toții, astăzi sărbătorim Ziua Constituției. Ziua este legea fundamentală după care ne ghidăm cu toții și atunci când accedăm într-o funcție publică, mai ales noi, cei din executiv sau consilierii locali, depun și un jurământ. Cred că știți cu toții și sună: jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile mele și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Moinești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Toți de aici din sala asta care avem un mandat de consilier sau eu ca primar, am depus acest jurământ și sunt mandatat să respect legile, să promovez proiecte de hotărâre viabile, nu într-un timp record, nu sub presiune, ci atunci când sunt documentat și atunci când trebuie să folosească comunității și cetățenilor din care facem parte. După această introducere, aș vrea să dau citire punctului de pe ordinea de zi, și anume proiect de hotărâre privind aprobarea acordării subvenției din bugetul local pentru unele categorii de persoane fizice din municipiul Moinești. Despre ce este vorba? Este vorba despre criza deșeurilor din municipiul Moinești. Știți cu toții în ce situație ne aflăm, și nu numai în municipiul Moinești, ci orașul Dărmănești, alte 33 de localități la început, dar astăzi au rămas 21, o parte din ele au achitat o datorie. Noi considerăm, Consiliul Local Moinești, Dărmănești și celelalte localități, că este o presupusă datorie, atâta timp cât noi ne-am achitat la zi toate datoriile către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pe Salubritate, adică banii încasați de la populația căreia i s-a prestat acest serviciu. Vă aduc la cunoștință tuturor că în 2009 noi am început această activitate cu serviciu propriu, din aparatul de lucru al primarului, prin Direcția de Utilități Publice. Am accesat acel fond FARE,
cu fonduri europene, în valoare de 1.100.000 de euro, ne-am dotat cu mașini, ne-am dotat cu platforme, pubele, o stație de sortare, care are și aceea dotare, acel șnec, bandă, presă, motostivuitor, și am trecut la activitate începând cu anul 2010, știți cu toții, funcționa chiar și un început al selectării deșeurilor. Iată-ne, astăzi suntem într-o situație că nu se ridică niciun fel de deșeu din municipiul Moinești de către operatorul desemnat în urma unei licitații. Mai mult decât atât, de când și-a început treaba, nu a selectat niciun fel de deșeu. Vă spun că am ajuns în această situație după ce în anul 2010 s-a propus accesarea unor fonduri europene de către o asociație înființată la nivel de județ Bacău, la nivelul județului Bacău, și am pliat cu toții atunci toate localitățile, 93 de localități din județul Bacău s-au asociat și au trecut a căuta soluții în a implementa un proiect integrat. Așa sunt cerințele Uniunii Europene și s-a propus atunci ca în tot județul să funcționeze un singur operator. Noi, având acel proiect, am funcționat pe toată perioada întocmirii documentației și am lucrat, așa cum vă spuneam, cu serviciul din aparatul de lucru al primarului. La acea dată, consultantul a prognozat atât cantități cât și prețuri. S-a luat ca și cantitate ceea care se practică astăzi în țările Uniunii Europene și mai ales în țările dezvoltate, adică 0,94 kg cantitate pe cap de locuitor în mediul urban și 0,34 în mediul rural. O cantitate eronată pentru localitățile României, atâta timp cât nivelul de trai nu este asemănător cu cel din țările dezvoltate ale Uniunii Europene și din lume. Mai mult decât atât, a fost evaluată o cantitate de gunoi după acest calcul, iar astăzi, când operatorul prestează în județul Bacău, cantitatea este mai mică cu 40%. De asemenea, numărul populației a fost luat în calcul, numărul de la recensământul din 2002, când municipiul Moinești avea 24.000 de locuitori, a fost reluat în calcul recensământul din 2011, când municipiul Moinești avea 20.800 de locuitori. Se dorește în continuare ca toți acești cetățeni care au domiciliu în municipiul Moinești, dar cărora nu li se prestează acest serviciu în totalitate, deoarece sunt plecați în alte localități din țară sau străinătate, ni se solicită plata contravalorii și acestor persoane. Am declarat numărul persoanelor conform datelor extrase de la Serviciul Impozite și Taxe din evidențele acestui serviciu. Aceste impuneri se fac predeclarația pe proprie răspundere a fiecărui cetățean din municipiul Moinești. Am încasat taxa de la acest cetățen, dar și-am virat-o asociației. Cu toate acestea, dumnealor fac un calcul al taxei pentru cei 20.800 de locuitori și de aceea am ajuns la o presupusă datorie. Am contestat în instanță această datorie. E pe rolul instanței, încă nu s-a pronunțat printr-o hotărâre judecătorească. Am făcut cunoscut aceasta atât operatorului Romprest, atât Consiliului Județean, cât și asociației din care facem parte, pentru că serviciul de utilitate publică este de necesitate pentru toți cetățenii și este o situație de risc, așa cum este prevăzut în Ordonanța 21, că și eșecul serviciilor publice, alături de cutremure și alte evenimente nedorite, este o situație de risc. Fapt pentru care am solicitat o situație de alertă, am primit acordul prefectului, după ce s-a întrunit și Comitetul Local pentru Situații de Urgență și Comitetul Județean, am funcționat până astăzi pe această situație de alertă, iată că astăzi se expiră, probabil zilele următoare, voi solicita continuarea acestei situații de alertă, pentru că sub nicio formă, acești domni care conduc ADIS-ul, Consiliul Județean și Romprestul nu vin să-și facă treaba pe raza localităților care presupun dumnealor că au datorii. De asemenea, odată cu acest proiect, consultantul a făcut o politică tarifară și a evidențiat prețurile până în anul 2032. Asta întâmplându-se în 2010. Dar
cu posibilitatea ca în fiecare an Consiliul Local să ajusteze aceste tarife și taxe speciale pe care cetățenii trebuie să le plătească. Așadar, când noi funcționam la nivel de municipiul Moinești cu serviciu propriu, taxa era 6 lei la case, 7,50 lei la locuințele de la blocuri. În 2015, când s-a dorit începerea activității de operatorul regional, a venit cu solicitarea pentru a vota în Consiliul Local ajustarea acelui tarif stabilit de consultant în 2010. După o analiză împreună cu colegii din serviciile de specialitate, după o analiză în Consiliul Local, am constatat că de-a lungul celor 5 ani când am prestat această activitate cu serviciul propriu, cu acel tarif de 7,56 lei de persoană, am reușit să ne autofinanțăm cu acești bani toată activitatea. Mai mult decât atât, este dovada că în fiecare an am realizat investiții din acești bani, am cumpărat tractoare, remorci, tocători de creni și alte utilaje pe care le avem acum în dotare. Deci am realizat cu toții că se poate finanța această activitate dintr-un preț pe care cetățenii municipiului Moinești l-au suportat, dintr-un preț care era suportabil la acea dată, respectiv 2015. Astfel, fiind posibilitatea ca cei din membrii Consiliului Local să voteze o ajustare a prețului și nu acea politică tarifară pe care consultantul a prevăzut-o la vremea respectivă. Probabil a luat în calcul prețurile de atunci la combustibil, valoarea euro sau salariul minim pe economie. După aceste discuții avute cu ADIS, m-am deplasat personal la Ministerul Mediului, în prezența unor oficialități din administrația centrală, respectiv în biroul doamnei ministre, biroul domnului ministru al mediului, doamna Graziela Gavrilescu, alături de domnul senator Benea, domnul ministru Viorel Ilie, domnul președinte al Consiliului Județean și directorii din cadrul Ministerului Mediului. După o discuție îndelungă acolo, de câteva ore, am revenit la Bacău, urmând a lua o decizie la nivel de conducere ADIS, Consiliul Județean și conducerile OAT-urilor afectate de această criză. Am revenit la Bacău, nu s-a putut ajunge la nicio înțelegere. Mai mult decât atât, după ce am făcut o solicitare scrisă Guvernului, atât noi cât și ADIS-ul, primul ministru a trimis o delegație la Bacău compusă din Ministrul Mediului, 3 secretari de stat de la Ministerul de Interne, ministru de la Ministerul Fondurilor Europene și președintele Agenției Naționale de Mediu, șeful Gărzii Naționale de Mediu, președintele ANRSC, cei care dau licența pentru tot felul de activități respectiv a serviciilor publice. S-a avut loc o discuție de aproximativ 5 ore. Acea discuție, lungindu-se, nu am putut participa la ședința de Consiliu de pe data de 24, dacă mi-aduc bine aminte. Iată, luni, din nou la inițiativa mea, am convocat Consiliul Director al Asociației la Bacău. Domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Brașoveanu, a răspuns și a convocat acest Consiliu Director. Am reluat discuțiile pentru că se termina această stare de alertă și am propus ca pentru deblocare să venim în sprijinul asociației și să subvenționăm categorii de persoane care nu pot suporta și pe care le-am putut noi subvenționa pe perioada când am implementat acest proiect și l-am dus la îndeplinire cu aparatul de lucru al primarului, categorii din care fac parte veteranii de război, persoane cu handicap sau alte categorii de persoane care nu își pot achita datoriile având venituri foarte mici. Astăzi vin în fața dumneavoastră, domnilor consilieri, și e prezent aici un public larg din oraș și trebuie să știe că această situație o gestionăm atât cât putem, atât cât depinde de Primăria Moinești și Consiliul Local, a ajuns deja la nivel național în discuție. Cred că săptămâna viitoare voi convoca între Consiliul Local Moinești, alături de Consiliul Local Dărmănești și celelalte OAT-uri unde nu se ridică deșeurile, vom fi prezenți la ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, pentru că prin declararea stării de alertă în mai mult de una de o localitate din județ, e necesar ca această stare de alertă să fie declarată de Ministrul de Interne. Așadar,
Consiliul, Comitetul Județean va lua act de, de ceea ce voi propune astăzi Consiliul Local, de ceea ce vă propune și Primăria Dărmănești, Consiliul Local, fiind două localități urbane care fac parte din acest proiect și cărora nu li se ridică deșeurile din municipiu de aproximativ 40 de zile. Nu s-a dat această stare de alertă întâmplător. După 8 zile în care nu s-au ridicat deșeurile de niciun fel în municipiul Moinești, am cerut acordul prefectului. Prefectul a convocat grupuri suport tehnic care s-au deplasat la Moinești și profit de prezența doamnei dr. Arim, directoarea Direcției de Sănătate Publice, care a făcut parte din acel grup de suport tehnic. Ne-am deplasat în teritoriu și vă poate spune și dumneavoastră și ați constatat și dumneavoastră în ce stare se afla orașul după 8 zile când nu era colectat deșeul din municipiu. A adus la cunoștință printr-un raport scris prefectului, s-a dat acordul și s-a pronunțat în ceea ce privește starea de alertă. Stimați consilieri, proiectul de hotărâre l-ați avut în mapă, l-ați studiat și vă rog să votați pentru a încerca deblocarea acestei situații, pentru a plăti o parte din presupusa datorie pentru care ne judecăm. Dacă vom câștiga procesul, acești bani vor reveni comunității, dacă nu ne vor supune acelei hotărâri judecătorești. Mulțumesc! Mulțumim, domnule primar! Comisia de urbanism, discuții, propuneri pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Comisia de economică, dacă sunt discuții sau întrebări, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Aș avea eu o rugăminte către Direcția de Asistență Socială Moinești. Am văzut acolo la 416, sunt 966 de cetățeni care vor fi scutiți de această taxă și cei cu grad 1 de handicap și grad ar trebui verificat un pic lista. Domnul dacă permiteți, sunt listele actualizate pentru ultima lună, listele pe raportările pe care le facem atât către AJPRIS cât și către celelalte instituții. La poziția 321, la poziția 321, da. Face parastasul de oameni. Lucrul ăsta, vi l-am spus, verificat, da? Vă mai dau niște. Da. 237. Da. Da. Supunem la vot proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc, vă dat. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2017 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, inițiator viceprimarul municipiului Moinești. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, să punem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Vă mulțumesc. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul în forma propusă de inițiator, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale a municipiului Moinești la Asociația pentru Dezvoltarea Turismului Mount Pesa, inițiator primarul municipiului Moinești. Comisia de urbanism. Da, domnul primar, vreau să adaug. Poate unii dintre dumneavoastră vă întrebați ce înseamnă această asociație Mount Pesa. În urmă cu aproximativ un an de zile, la o întâlnire cu primarii din zona apropiată municipiului Moinești, respectiv două stațiuni consacrate, orașul Slănic Moldova și orașul Târgovna, primarul de la Dofteana, primarul orașului Dărmănești, primarul comunei Măgirești și comunei Zemeș. Ne-am întâlnit cu toții și am gândit
o strategie pe termen scurt și una pe termen lung pentru dezvoltarea turismului în această zonă. Nu este un plus atunci când individual vrei să te dezvolți pe turism. E mai bine atunci când suntem asociați, iar un număr de 7 primari stau la aceeași masă, vor contracta firme specializate sau specialiști pentru a scrie aceste strategii și a implementa proiecte de care au nevoie cetățenii municipiului Moinești, cetățenii celor două stațiuni amintite mai devreme aici, cetățenii din jur, dar nu numai. Eu cred în acest proiect, stațiune turistică, care l-am realizat și a fost publicat în Monitor Oficial în luna februarie, Moinești stațiune turistică. Nu înseamnă că de mâine, la poarta municipiului Moinești, vor fi mii de turiști. Nu sunt în stațiunile deja consacrate din România. Dar totul are un început. Știm cu toții, municipiul Moinești a fost stațiune turistică, a pierdut acest statut la un moment dat, beneficiem de izvoarele din bar, beneficiem de lucruri frumoase în toată această zonă și de aceea am considerat că nu numai municipiul Moinești trebuie să fie implicat în dezvoltarea turismului de aici. De unde numele Montesa? Am stat cu toții la aceeași masă. Montesa vine de la Mont, munte, pe petrol, e sare și apă. Iată, a rezultat un nume frumos, zicem noi, de care au auzit deja instituții din țară, ADR Nord-Est, Ministrul Turismului și nu numai musafirii care i-am avut, ambasada Angliei, prin ambasadorul Marii Britanii la Moinești, ambasada Germaniei, care a fost și dumnealor prezenți prin câteva persoane aici, deja au fost încântați de propunerile noastre. Mai mult decât atât, și când domnul Rasmussen, președintele Comisiei Europene pe Mediu, a fost în Moinești, a apreciat și a spus, atunci când sunt 7 primari la un loc, altfel este atitudinea celor de la Uniunea Europeană și celor care finanțează proiecte, față de atunci când doar un UAT sau un primar solicită finanțări. Deci, Montesa este un început pentru promovarea turismului și dacă vom realiza ceea ce ne propunem și o să supunem Consiliul Local acea strategie la care a început să se lucreze, cred că plus va aduce aceste regiuni turismul și dezvoltarea tuturor proiectelor din comunitatea noastră și a celor din jur. Mulțumim! Mulțumim! Comisia de urmări discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține ceva? Mulțumesc! Comisia Economică, dacă sunt discuții sau întrebări? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc! Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Aș vrea să mai aduc eu o completare la ceea ce a spus domnul primar, printr-o hotărâre de guvern. Parcul Băi a fost declarat zonă turistică. Avem la nivelul municipiului Moinești implementat și un proiect prin BOR cu promovarea potențialului turistic al municipiului Moinești, cu cele 4 direcții de promovare. Am rămas totuși surprins că în ziar unul dintre colegii mei consilieri, am să citesc, a spus singurul turist care se practică în Moinești este turismul medical. Nu vreau să mă gândesc, domnule consilier, că v-ați gândit la o zi când Spitalul Moinești să fie declarat, știu eu, sau să fie vizitat ca și obiectiv turistic. Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, se abține cineva, votat în unanimitate. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli de anul 2017 al municipiului Moinești. La acest punct adăugăm modificările apărute în ultimul moment față de cele le aveți fiecare de a studiat. Dacă sunt discuții pe tema proiectului, Comisia de Urmăriți, vă rog să discutați. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții?
dacă nu supunem la vot modificările atașate pe care le-a studiat înainte de ședință. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! Comisia juridică, fiecare consilier a primit amendamentele respective. Dacă sunt discuții, întrebări pe marginea proiectului, dacă nu supunem la vot proiectul cu amendamentele propuse, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Punctul 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 125, 25-10-2012, inițiator primarul Municipiului Moinești. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul în forma propusă de inițiator. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii schimbării destinației imobilului situat în municipiul Moinești, strada Nucă, numărul 46, județul Bacău, inițiator primarul municipiului Moinești. Comisia de Urbanism, discuții, propuneri pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt discuții sau întrebări. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat unanim. Punctul 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind eliberarea autorizațiilor de funcționare și profil de activitate și a avizelor de amplasare și profil de activitate pe teritoriul municipiului Moinești. Inițiator primarul municipiului Moinești. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Aș întreba compartimentul de resort dacă sunt reclamații de la populația municipiului Moinești, pe raza municipiului Moinești, când persoane, diverse persoane, strâng fonduri, ba pentru copiii bolnavi, ba pentru mănăstiri, pentru biserici. Este reglementat în regulamentul respectiv lucrul acesta? Știm că noi am votat acum câțiva ani, unde ei trebuiau să vină la primăria Moinești pentru a obține o autorizație de colectare a acestor fonduri. Deci, gestionarea și evidența persoanelor care colectează fonduri în focul manipulat se face prin direcția de atent specială care și a vizează amplasarea lor, dar în ultima vreme nu s-a permis, am încercat să dea pe domeniul privat, ca să spun așa, adică parcările marilor magazine spațiu public nu mi s-a mai permis. Zilele acestea, probabil este în sală, persoană m-a oprit și mi-a spus că undeva în piața orașului Moinești este un călugăr acolo. A fost verificat, legitimat de zeci de ani, care și acum mi-a mai spus ce este cu el de aia. Eu știu, trebuie chemat, verificat, văzut, într-adevăr, strânge pentru cineva. Da? Strânge pentru o biserică. Poftim. Să vedeți ce biserică s-a făcut în guvernul.
Da. Supunem la vot regulamentul respectiv. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Trecem la ordinea de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru predare către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de Investiții, CNI-SA, a amplasamentului pentru realizarea obiectivului de investiții, extindere spații spitalizare, Spitalul Municipal de Urgență Măinești. Inițiator, primarul municipiului Măinești. Vă rog. Nu trebuie să vă mire. Trebuie să știți că de la începutul mandatului meu și în cei 8 ani și jumătate ca viceprimar, am inițiat destule proiecte de hotărâre atunci când am fost documentat, atunci când am considerat că sunt pentru binele comunității și pentru ceea ce am fost mandatat să fac ca și viceprimar și acum ca și primar ales. Dar de unde a pornit totul? În luna februarie, știm cu toții că s-a propus de către Spitalul Municipal Consiliul Local, aprobarea unui studiu de fezabilitate pentru o extindere. Am inițiat și acel proiect de hotărâre tot eu. De ce mirare astăzi, nu înțeleg. Și mă uitam către conducerea spitalului, care zâmbea atunci când a spus că eu am promovat acest proiect de hotărâre. Nu am refuzat niciodată să promovez un proiect de hotărâre, atâta timp cât el este pentru comunitate, pentru cetățeni, și când mă gândesc la spital, vorbesc de pacienți. Și de pacienții, nu numai din municipiul Măinești, la spital 19,7 sunt tratați ca pacienți din municipiul Măinești, 76 parcă din județul Bacău și restul 7% și ceva din alte localități din țară. Deci, iată, ca să revin, am promovat acel proiect de hotărâre și am semnat și certificatul de urbanism tot în luna februarie a acestui an. Unde sunt relele intenții, nu le văd. Pe data de 20 noiembrie, adică în urmă cu două săptămâni, dacă veneam de la București, în jurul orelor 17:30, am fost sunat de către managerul spitalului să-mi spună că la mapa mea, la registratură, de fapt, a fost lăsat un dosar prin care se solicită aprobarea trecerii către Compania Națională de Investiții a 12.600 de metri pătrați împreună cu clădirile care se află pe această suprafață de teren. I-am explicat domnului doctor că pentru acest lucru trebuie să mă documentez, să promovez proiectul de hotărâre, să cer punctul de vedere al serviciilor de specialitate din cadrul Consiliului Local și al aparatului de lucru al primarului, să merg la Ministerul Dezvoltării și la Compania Națională de Investiții să verific și eu dacă sunt îndeplinite condițiile, dacă proiectul de hotărâre pe care îl vom iniția corespunde cu cerința acestui minister. Pe data de 23 primesc o altă adresă de la spital. Prima dată sună așa: să avizați necesitatea și oportunitatea derulării proiectului, extindere spații spitalizare municipiul Măinești. Pe data de 23, ni se cere acordul proprietarului cu privire la posibilitatea realizării investiției și acordul privind predarea amplasamentului către Ministerul Dezvoltării. Al proprietarului scrie aici. Domnilor, proprietarul acestui spital, a clădirilor și a terenului, de altfel și la școli, este Consiliul Local. Deci, adresabilitatea către Ministerul Dezvoltării ar fi trebuit să fie făcută de către Consiliul Local, respectiv executiv, printr-o adresă semnată de primarul municipiului Măinești. Am aici în față adresa care a stat la baza emiterii acestui ordin, cu atestul spitalului. Scrie așa: solicitare privind includerea în programul național de construcții de interes public sau social, sub programul reabilitare, modernizare, dotare și extindere investiție, pentru obiectivul de investiții, extindere spații spitalizare municipal, Spitalul Municipal de Urgență Măinești. Date privind solicitantul. Autoritatea administrației publice care solicită finanțarea.
Municipiul Moinești, reprezentant legal, Valentin Vieru, funcția, primar, persoana de contract, de contact, nume, prenume, Cotărleț Adrian, funcția, manager, semnătură și ștampilă, care scrie, certific pentru semnătura mea certitudinea datelor completate în această solicitare. Semnătură și ștampilă. Nu știu cum este. Cred că e ștampila spitalului, probabil a domnului manager. Așadar, am aflat despre acest ordin din care face parte această investiție, odată cu primirea acestei adrese în data de 20, de fapt 21, pentru că eu, vă spuneam, eram în drum dinspre București, când am fost la o întâlnire cu ministrul mediului și cu ceilalți pe problema deșeurilor. I-a spus atunci la telefon domnului manager că nu pot promova un proiect de hotărâre până când are loc ședința pe 24, întrucât nu am punctele de vedere a acestor servicii și al Companiei Naționale de Investiții. Așadar, a apărut în acest ordin, cu toate că noi, Consiliul Local, prin executiv, am transmis 4 adrese pe care le am aici anexate și vi le pot pune la dispoziție oricând, prin care am solicitat finanțare pentru acea clădire, care o știți cu toții și este Bulina Neagră a municipiului Moinești, respectiv acel hotel cu bază de tratament început înainte de 89, care a intrat în proprietatea Consiliului Local în 2016, după 7 ani de judecată cu proprietarul, pentru care noi, tot Consiliul Local, am stabilit să-i, în baza hotărârii judecătorești, să tăiem de la capitolul investiții și să finanțăm achiziționarea conform hotărârii judecătorești, o valoare de 17.400.000 bani vechi, cât a hotărât instanța, să dăm proprietarului să preluăm această clădire. Iată că din 2016 suntem proprietari. Drept urmare, în cadrul acestui program, am transmis o solicitare pentru ca o parte din această clădire să fie transformată în centru medical pentru recuperare. Are deja spații destinate unor servicii medicale din construcție, are spații destinate pentru camere hoteliere sau chiar pentru saloane pentru pacienți. Am reușit după demersuri, vizite la Agenția Națională de Locuințe, după întâlniri la fața locului cu directorul acestei agenții, care a venit în municipiul Moinești în urmă cu ceva timp, pentru a stabili modul cum vom implementa proiectul la celor două blocuri care astăzi se construiesc în Lucăcești. Și ca să fac o mică paranteză, să știți că s-au lămurit și oamenii de acolo, chiar dacă la început toți erau reticenți că se distruge un spațiu verde. Nu s-a distrus niciun spațiu verde în apropierea acelor blocuri, este parc, sunt alte spații verzi, se construiesc 52 de locuințe pentru copiii noștri, pentru viitorul lor, pentru a veni din nou în comunitatea noastră, pentru a veni și alți specialiști, pentru ca numărul elevilor de la grădinița și școala din Lucăcești să crească, pentru ca numărul și populației de acolo să crească și întinerirea chiar a populației și a întregii zone urbanistice de acolo. Am deviat un pic pentru că spuneam de directorul ANL. A fost aici la Moinești și am propus ca acel corp B din clădire, acea parte cu 7 etaje, să o transformăm în locuințe pentru cei care lucrează în sănătate. Până mai ieri era o limită de vârstă până la 35 de ani. Mi-a comunicat domnul director că astăzi nu mai există limită de vârstă și vor putea fi repartizate tuturor celor care lucrează în sănătate, fără limită de vârstă, în funcție de necesitățile, pentru că toți care vrem și ne dorim cu toții ca specialiști din sănătate să rămână în municipiul Moinești. Ne dorim cu toții ca acea bază de tratament și recuperare să în ea să aibă cine lucra. Și cum am putea să ținem aceste cadre medicale la Moinești dacă nu le oferim o locuință, dacă nu le oferim condiții în școlile unde le merg copiii, dacă nu le oferim condiții de trai normale. Am depus acest proiect la Compania Națională de Investiții, spunându-ne că nu se încadrează. Dar în același ordin, de unde face parte și Spitalul Municipal la poziția 9, vă citesc ce scrie la poziția 21, de exemplu. La Constanța, la Eforie. Construire, complex balnear și de recuperare. La Constanța, la Techelghiol. Complex balnear și de recuperare.
la Tindu-n Dâmbovița, centru medical multifuncțional. Iată, noi nu aveam dreptul la un centru de recuperare, dar sunt deja 3-4 poziții în acest ordin care vor primi finanțare pe acest domeniu. De ce propuneam acest lucru? Tot pentru a descongestiona o parte din spațiile în care funcționează, în cadrul acestui spital, recuperare ortopedică, kineto și altfel de specialități din cadrul spitalului. Astfel s-ar fi descongestionat o parte din acele spații, pentru că dacă vom realiza într-o zi acest proiect, vă garantez că tot Spitalul Municipal de Urgență Măinești va fi dat în administrare, nu Spitalului din Târgu Mureș sau din Iași. Pentru că aici se desfășoară activitatea medicală și când vorbim de activitate medicală, în special de ea se ocupă specialiștii din sănătate. Deci vă spuneam de ce nu am promovat acest proiect de prima dată. Era normal să mă documentez. După ce colegii mei și-au exprimat punctul de vedere prin aceste note care le-au făcut și rapoarte către executiv și Consiliul Local, după ce personal m-am deplasat la Compania Națională de Investiții și la domnul ministru al dezvoltării, domnul Paul Stănescu, care a studiat ordinul și mi-a promis că o să dea spre lucru companiei și celelalte proiecte depuse de Primăria Măinești. Astfel, marți, am fost invitat la Comisia Națională de Investiții, marți, când a avut loc o ședință extraordinară convocată de un grup de consilieri, dar mă voi opri în curând și la acest punct, nu puteam să fiu fizic și la ședința Consiliului Local extraordinară, nici la CNI, unde era de o importanță deosebită pentru a mă documenta în ceea ce privește redactarea și ceea ce ne propunem și cerința Companiei Naționale de Investiții. Și nu un proiect pe care l-au redactat un grup de consilieri și care vă voi dovedi astăzi că nu este ceea ce solicită Compania Națională de Investiții. Tot acolo am depus reabilitarea centrului de agrement, respectiv a ștrandului. Știm cu toți în ce stare se află. Și sunt și aici în sală și chiar dacă nu e prezent cineva și nu-mi place să vorbesc în lipsă, în campania electorală ca și contracandidați, au expus și au filmat aceste incinte și la ștrand, și la stadion, și hotelul, și au arătat cu degetul că nu se face nimic și ei vor face. Iată că astăzi unii dintre ei se împotrivesc la aceste proiecte. Nu pliază cu cerința orașului, cu cerința Consiliului și a cetățenilor ca să avem în oraș o bază de tratament de recuperare, un centru de agrement, o bază sportivă sau un muzeu de care are nevoie pentru a ne promova atunci când cineva ne vizitează orașul. Și ca să revin la convocarea unui grup de consilieri, la Măinești încă funcționează Alianța USL, mai puțin cu ALDE. Acest grup de consilieri este compus din 4 consilieri PSD, 2 consilieri PNL și unul independent, care, la inițiativa mai puțin a lor, sub o presiune, numai eu și câțiva dintre dumneavoastră pot să o spună, restul nu au curajul, dar vă spun că știu de ce, au inițiat acest proiect de hotărâre, l-au pus pe ordinea de zi și au dat presei că grupul de consilieri ALDE au spus pas acestui proiect. Nu. Grupul de consilieri ALDE votează un proiect de hotărâre documentat care îl așteaptă inițiat de primarul care îi reprezintă și un proiect de hotărâre pe care l-am adus în forma pe care Compania Națională de Investiții ne l-a dat în draft, l-am analizat cu dumnealor, l-am redactat și iată astăzi este promovat de mine pentru a fi votat în Consiliul Local și susținut chiar de mine și de consilierii ALDE. Nu atunci când am fi venit cu un proiect și consilierii ar fi fost pus în situația să se abține sau să nu voteze pe considerentul că nu suntem de acord cu această investiție. Dragi consilieri, doamnelor și domnilor, nu sunt împotriva niciunui proiect, niciunor finanțări care vin în municipiul Măinești. Numai în asta stă dezvoltarea orașului, nu doar în dezvoltarea unei clădiri sau unei instituții pentru ca cineva să-și atragă lauri. Nu. Eu nu mi-atrag lauri. Eu vreau să fac ceva pentru orașul ăsta, așa cum am spus în jurământ, așa cum mi-am propus la începutul mandatului și vreau ca la sfârșitul mandatului să evidențiez proiectele făcute în comun cu Consiliul Local, cu Executivul, cu celelalte instituții publice și cu Spitalul împreună, că este o instituție publică care este în subordinea Consiliului Local, pentru că astăzi, pe ordinea de zi,
la rectificarea bugetului s-a aflat și bugetul spitalului. Deci nu funcționează dacă acest buget nu este votat de Consiliul Local. Dar nu numai bugetul. Angajările toate se adresează primarului pentru a fi aprobate. Vă spun aici că din discuțiile cu unii specialiști în spital, medici, asistenți, spun că sunt amenințați că vor rămâne fără un loc de muncă. Eu vă spun că nu este cazul. Nu este cazul pentru că acest spital s-a dezvoltat și se dezvoltă. S-a dezvoltat datorită investițiilor făcute și de Consiliul Local, și de Consiliul Județean, și atrase din fonduri europene, dar toate trecute prin Consiliul Local. Nu luate o decizie pe colțul mesei sau în alte împrejurări. Doar în ședințele de Consiliul Local. Și vă amintesc aici de maternitate, de ambulatoriu, de unitate de primiri urgențe, heliportul, toate fac 108 miliarde în 9 ani destinați acestei instituții, acestei specializări. Ori în municipiul Moinești și educația este o prioritate importantă. Fără de educație, copiii noștri ce vor deveni? De aceea am în vedere și dezvoltarea celorlalte. Este cel mai important lucru sănătatea în viața a unui om. Dar cred că și educația copiilor noștri este importantă, și cultura, și sportul, și orice altă activitate de care eu, ca primar, răspund, consilierii locali alături de mine și executivul primăriei. Nu putem ca toate fondurile să meargă într-o singură direcție și să le spună managerul spitalului, care este mandatat printr-un contract de manager, că vor fi dați afară. Cum îi dăm afară dacă în fața mea am o hârtie, o evidență, când de la data de 1.01.2017 până în 5.12 s-au realizat 171 de angajări. Mai am aici trei adrese venite în două zile. 27 de locuri care urmează a fi scoase la concurs. Și sunteți amenințați, stimate cadre medicale, că veți rămâne fără servici. Nu cred că este cazul. Cred că sub impulsul, nu vreau să mă exprim mai mult, ați realizat acel protest pe care l-am aici și le mulțumesc celor care au venit la primărie luni la ora 10, și-au expus punctul de vedere așa cum trebuie să facem de fiecare dată. Atât dumneavoastră, orice conducător dintr-o instituție publică și managerul spitalului care are un contract de management cu autoritatea publică locală, cu unitatea administrativ-teritorială. Să discutăm proiectele, nu să mergem pe furici la București, să ne punem relațiile în aplicare și să obținem finanțări. Nu. Era de prioritate această bază de tratament, unde prin realizarea ei se descongestionau spații din spital și astăzi poate nu era cazul să avem această dispută, să spun așa, această discuție. Dar nu nimic, toate acestea sunt constructive, pentru că după vizita mea la CNI, deja astăzi am trimis adresă pentru centrul sportiv, se va chema la Aștran, va intra într-un program de finanțare cu bazin acoperit de not, cu piscină exterioară, cu parcare și terenuri de sport. Iată un pas, de aia spuneam că e constructiv. Pentru hotel am făcut dezmembrarea și am dat acea parte din clădire la ANL. Pentru partea cealaltă, colegii mei de la Serviciul Investiții deja lucrează la o adresă și studiul de fezabilitate pentru aceste două obiective va fi realizat pe banii Companiei Naționale de Investiții. Iată că vizita mea n-a fost degeaba la București și puteam face acest lucru dacă stăteam la aceeași masă, relaționam instituțional, că asta solicit de multă perioadă de timp, managerului spitalului în mod special, mă prezint la toate ședințele de lucru ale spitalului lunare, începând cu luna august. Solicit același lucru, prezența dumnealor în ședințele Consiliului Local. A fost doar marți când n-am fost și astăzi, pentru că există un interes. Dar interesul nu trebuie să fie propriu, trebuie să fie pentru ceea ce reprezintă și pentru ceea ce a semnat în acest contract de management. Și mulți de dumneavoastră nu știți ce conține acest contract de management. Vreau să vă dau citire doar la câteva și să analizați dumneavoastră dacă ceea ce exprim am dreptate sau nu. Dreptul UAT, municipiul Moinești, drepturile sunt următoarele. Dreptul la informare delimitată asupra activității spitalului. Care informare? Ați primit, domnilor consilieri, o informare? Am primit eu o informare ceea ce se întâmplă în spital? Că spitalul a intrat într-un proces de acreditare. Am solicitat acest lucru, dar trebuie să o fac neapărat scris, pentru că nu poate cineva să se frieze pe ceea ce a semnat, pe cerința și pe ceea ce spune legea, așa cum spuneam la început prin Constituția
a cărei zi e astăzi, da? Dreptul de a solicita spitalului documente referitoare la întreaga activitate a acestuia potrivit dispozițiilor legale în vigoare. Cred că când am semnat, am luat cunoștință și trebuie să ne supunem acestor îndatoriri, că atunci când ți-ai asumat o funcție de conducere, ți-ai asumat să lucrezi la stat, ai și dreptul și îndatoriri. Dreptul de a controla activitățile organizatorice și funcționale cu caracter medico-sanitar ale spitalului. Dreptul de a controla activitatea managerului spitalului ori de câte ori consideră necesar. Și dreptul de a revoca managerul spitalului la propunerea unei comisii de evaluare numită prin dispoziția primarului. Nu-mi doresc niciodată să fac o comisie să constat lucruri ne la locul lor. Nici nu cred că e cazul, dar astăzi solicit să intrăm în normalitate. Să stăm la aceeași masă de lucru. Noi, Consiliul Local, managerul spitalului, directorii celorlalte instituții, așa cum colaborez cu directorii școlilor, îi văd prezenți aici, așa cum îi văd pe domnii reprezentanți de la instituțiile poliție, pompieri, jandari, prezenți la orice acțiune pe care o realizez, prezenți la orice festivitate, să spun așa, și la depunerea unei coroane, este la Monumentul Eroilor, sunt eroii noștri, este important ca instituția să fie reprezentată de cel care o conduce și nu totdeauna să trimitem alte persoane. Spunem, la ședința trecută am urmărit și eu înregistrarea. S-a deteriorat relaționarea datorită unei părți a OAT-ului. Cum s-a deteriorat? Prin prezența mea la ședințele de lucru, unde am văzut persoane mulțumite după ce mi-au spus că sunt mulțumite că am fost la acele întâlniri. Dar nu o pot spune cu bocetare. Au teamă, domnilor. E teamă totală în acest spital. Nu știu de ce, domnul director nu recunoaște, dar teama este pentru că aici sunt 433 de semnături în acest protest. Nicăieri în lume nu există unanimitate într-o instituție sau într-o țară. Întotdeauna există democrație și când există democrație, fiecare poate să-și exprime părerea și nu obligatoriu, nu imperativ. De aceea și votul este liber în Consiliul Local și nu imperativ. Mai mult decât atât, cum să relaționez? Ca invitat la zilele medicale ale municipiului Moinești, când primarul cu eșarfa este așezat în sală, nu este invitat la prezidiu pentru a adresa un cuvânt de bun venit în municipiul Moinești, la o instituție a Consiliului Local, când este tratat ca nimeni altul de acolo, pentru că este totuși primarul ales al orașului și pe mine nu m-a ales managerul spitalului, dar dispoziția prin care își exercită această activitate este semnată de primar. Așa, acesta este adevărul, domnilor. Dar, în continuare spun, haideți să intrăm în normalitate, să lăsăm orgoliile, să ne așezăm la masa de lucru, răspundeți invitațiilor noastre la Consiliul Local, răspundeți invitațiilor mele la primarului, nu ale mele personale, la instituția primăriei, să discutăm proiecte prioritare, să discutăm bugetul spitalului, să discutăm ceea ce ne dorim. Luați în calcul ceea ce reprezintă membrii Consiliului de Administrație, care sunt reprezentanții Consiliului Local și reprezentantul primarului. Nu vă adresați primarului cu un ton ridicat, că toți auzim, toți suntem la un nivel la care putem să ne înțelegem. Nu suntem puși aici ca să ne reproșăm și doar să vedem, să scoatem în evidență greșelilor unora. Dar cred că astăzi putem pune punct acestor nereguli, să spun așa, putem pune punct tuturor divergențelor dintre aceste două instituții. Putem să relaționăm, să aducem plus valoare muncii noastre, să implementăm proiecte cât mai multe în municipiul Moinești, să ne sprijinim reciproc dacă acolo unde putem deschide o ușă o putem face împreună și nu cred că va fi rău pentru nimeni. Dar, cum spuneam, nu pentru a ne aduce lauri mie, dumneavoastră sau altcuiva, ci pentru a veni în sprijinul comunității și al cetățenilor și al turiștilor care vor călca de aici încolo în municipiul Moinești. Am spus-o cu voce tare și susțin acest proiect și voi munci cât voi putea ca să promovăm municipiul Moinești, să realizăm că suntem stațiune și să implementăm împreună cu cei care suntem asociați în această asociație Montpesa. E un lucru de excepție, cred că nu în multe localități din țară avem reprezentanți, atâția reprezentanți în conducerea centrală. Avem un ministru în guvern, senator din Moinești, alături de el un nou secretar de stat. Este contracandidatul meu, da?
domnul Paul Pătrălescu. Îi urez succes în asta. Răspunde de centenar. De 1 decembrie a început anul centenar. Îl aștept la Moinești să stăm la aceeași masă de lucru, să discutăm proiecte, să realizăm și noi ceva în acest an centenar, să ieșim în fața cetățenilor, să spunem fiecare cât a contribuit și nu cred că va fi decât un punct foarte să mai realizăm ceva în plus pentru acest oraș. Eu vă mulțumesc dacă m-am făcut înțeles, dacă mai sunt întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumim domnului primar pentru cuvintele spuse. Exprim adevărul și cred că este momentul pentru pace, pentru așezarea la masa tratativelor. Trecem la votarea pe comisie, Comisia de Urbanism. Vă rog, dacă mai aveți discuții pe tema proiectului. Da. Dau cuvântul domnului manager, Stipalul de Urgență. Doamna doctor, are bine. Bună ziua, nu știu unde să mă așez, ca să mă vedeți toți. Eu sunt încântată și că sunt prezentă într-o adunare și într-un număr așa de mare, în mijlocul dumneavoastră. Salută prezența la o ședință de Consiliul Local în număr atât de mare a populației municipiului Moinești, pentru că în calitate de reprezentant al Direcției de Sănătate Publică Bacău, domnul primar m-a menționat că sunt prezent aici, sunt medic, mă numesc Mihail Arim. Am venit să ne arătăm disponibilitatea și deschiderea totală spre inițiativele pe care le promovați dumneavoastră în această comunitate. Și, și așa cum a arătat domnul primar, pornind de la situații care uneori pot fi deosebite, gen această situație cu nepreluarea deșeurilor, până la proiecte pe care ni le propunem și care au o bază legală, este în discuție de fiecare dată comunicarea, transparența și colaborarea. Aș reveni la situația punctuală a proiectului de extindere a Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Acest spital este al comunității, așa cum bine a precizat domnul primar. Este un spital al cărui management este asigurat de o persoană desemnată în urma unei proceduri la care au participat reprezentanții ai autorității locale. Deci managementul este asumat de autoritatea locală și în mod sigur trebuie să fie o bună colaborare între autoritatea locală și această unitate, al cărui donator principal de credite este primăria. De fiecare dată când avem întâlniri la nivelul Consiliului de Administrație, sunt reprezentanți ai primăriei și ai domnului primar. Deci, în mod sigur, toate aceste discuții despre proiecte, despre bugete, despre ceea ce se întâmplă la nivelul spitalului, ajung și ar trebui să fie o informare și la nivelul autorității locale, în speță la domnul primar. Dacă există solicitare, vom putea realiza și o informare lunară sau de câte ori ne întâlnim în aceste ședințe ale Consiliului de Administrație pentru a vă aduce la cunoștință ceea ce se întâmplă la nivelul spitalului ca și hotărâre la nivelul Consiliului de Administrație. Cu privire la acest proiect punctual pentru a cărei dezbatere am fost adăugați ca și supliment la această hotărâre de Consiliul Local, aș ține să precizez că prin inițiativa de extindere se pun la punct și se au în vedere respectarea unor reglementări legale ale Ministerului Sănătății, care așa se întâmplă cu legislația, se actualizează, ne dăm seama că mai trebuie să facem ceva modificări ca să respectăm
niște normative raportate la norme internaționale. Acest proiect este absolut necesar pentru că există o autorizație sanitară de funcționare care anual se vizează de către noi. Există un plan de conformare care are niște termene precise și pentru acest plan de conformare sunt necesare investiții și sunt necesare termene care sunt asumate în egală măsură și de autoritatea locală, dar și împreună cu spitalul și cu avizul Direcției de Sănătate Publică Bacău. Deci, iată, suntem parteneri în ducerea la îndeplinire acestor planuri de conformare care presupun radierea la niște spații conforme, igienice, suficiente ca și cubaj, care sunt necesare pentru desfășurarea normală și optimă a activității medicale. Trebuie să menționez că aceste planuri de conformare au avut un termen limită, anul 2017, iar acum s-au prelungit până în 2020. Prin acest proiect începem să ne aliniem la aceste cerințe. Nu înseamnă că le vom îndeplini pe toate, pentru că prin acest proiect avem în vedere rezolvarea unor probleme, dar nu toate. Urmează, cu siguranță, continuarea prin alte proiecte pentru problema de spațiu. Vorbim de spațiu, vorbim de infrastructură, ajungem la ceea ce spunea și domnul primar, la resursă umană, care este foarte importantă și a cărui recrutare este un proces complex, iar această forță de muncă trebuie să știm să o păstrăm la nivelul spitalului și să o stimulăm. Să o stimulăm prin remunerare corespunzătoare, prin condiții de lucru și prin condiții de locuit. Iată de ce ne aflăm în situația ca noi, ca și Autoritate de Sănătate Publică Bacău, ca și Autoritate de Sănătate la nivelul județului, să colaborăm, să avem o bună, un bun parteneriat cu Consiliul Local în măsura în care ne adaptăm la respectarea normelor legale privind spațiile în care ne desfășurăm activitatea. Acest proiect este o primă etapă în respectarea legislației și această primă etapă vizează, în primul rând, spitalizarea de zi. Este un ordin de ministru, ordinul 1096, cu care vom începe această respectarea legislației și, în mod sigur, împreună cu domnul primar, vom continua și cu alte proiecte care presupun și aparatură și modernizare la ceea ce avem la momentul respectiv. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Recunosc că sunt emoționată pentru că publicul este foarte consistent. Aș dori să realizați că sănătatea este pe primul plan în prioritățile, în strategia oricărei comunități și să acordați atenție deosebită proiectelor care se derulează în acest domeniu. Și educația este una din priorități, dar sănătatea este în egală măsură și în la oaltă cu problematica care o derulăm și în privința deșeurilor și la ce am mai discutat până acum. Referitor la proiectul de centru turistic. S-a vorbit aici de turism medical. Există această noțiune și turismul medical noi avem în vedere să îl dezvoltăm prin aceste unități de referință și de elită la nivelul județului, care unități
atrag o serie de pacienți care nu sunt din zonă. Turism medical există și pentru pacienții care sunt din județ, din municipiul Bacău și care vin aici să se trateze și din alte județe din jur. Turismul medical atrage după sine, eu știu, consum de bunuri, de servicii din zona respectivă, deci avem, eu știu, servicii hoteliere care vor beneficia de investiții pe urma acestor pacienți care ajung în această comunitate. Avem în vedere dezvoltarea unor specialități pe care în moment le avem într-o etapă de început și aș menționa coroborat cu planul și proiectul de buget pe anul viitor în aparatul medical, nu aș referi la secția de ortopedie compartiment actual, viitoare secție de ortopedie traumatologie și la specialitatea urologie. În proiectul de buget pe care împreună ni l-am asumat unitate sanitară cu autoritatea publică locală, avem în vedere dezvoltarea și aplicarea de manopere complexe în specialități care devin de referință pentru județul Bacău. Deci, iată, ortopedia, traumatologia, urologia, prin achiziția de aparatură la care suntem parteneri cu autoritatea locală ca și finanțare, vor ridica nivelul spitalului. Dar pentru aceasta revin la spații care sunt conforme, care sunt igienice, care sunt corespunzătoare ca și cubaj, care respectă condițiile legale, pentru că de unde ne dorim să fim foarte performanți, foarte evoluați, cu aparatură de ultimă generație, am putea aluneca în pantă de a nu respecta niște condiții elementare. Prin spații insuficiente, prin faptul că ne asumăm împreună de o perioadă o serie de ineficiențe și o serie de insuficiențe la nivelul unor secții. Dar acestea vor constitui parte a unor proiecte de investiții și de extindere pe care, după această ședință la care am participat și am văzut care sunt problemele de comunicare existente, ni le propunem să le dezbatem împreună. Îmi ofer disponibilitatea, ca împreună cu autoritatea locală, să susțin inițiativa Centrului de Recuperare Balneară, pentru care până la acest moment nu am fost solicitați ca și punct de vedere logistic, pentru că toate proiectele de natură medicală care se adresează unor servicii de recuperare, cu atât mai mult servicii de tratament și de consultații, un prim pas este consilierea și consultarea cu Direcția de Sănătate Publică. Deci e vorba de spații, e vorba de circuite funcționale, e vorba de un punct de vedere care este de specialitate cu privire la investițiile din domeniul medical. Eu îmi exprim încrederea că vom putea face împreună proiecte fezabile, că alături de acest proiect de extindere, care, după cum v-am mai spus și revin, presupune alinierea la respectarea unor norme legale și este absolut necesar ca să ne desfășurăm activitatea așa cum trebuie, conform prevederilor legale, fără să cerem îngăduință și fără să știm că niște lucruri nu sunt chiar așa cum ar trebui să fie. Din acest motiv sunt termene, dar nici acestea nu pot fi împinse la nesfârșit. Din acest motiv sunt informări pe care le face Ministerul Sănătății cu privire la
la lucrurile care trebuie remediate și sunt convinsă că prin investițiile care sunt solicitate companiei naționale de investiții, alături de acest proiect de extindere a Spitalului Municipal de Urgență Moinești, vor fi și alte proiecte la care suntem dispuși și ne exprimăm încrederea și disponibilitatea de a susține și de a discuta în privința oferirii unor soluții tehnice și găsirii celor mai importante și celor mai eficiente variante de ducere la îndeplinire. Eu îmi cer scuze că, în mod sigur, am fost emoționată. Eu îmi doresc ca spitalul să funcționeze așa cum a funcționat, cel puțin până acum, dar să am încrederea totală în comunitatea locală că va susține inițiativa spitalului și va susține un personal care este competent, foarte bine pregătit, profesionist de înaltă clasă, pe care ne dorim să-l menținem la nivelul comunității. Aș mai adăuga în final un aspect. Maternitatea din Spitalul Municipal de Urgență Moinești este singura din zona respectivă. Iar din 2003, când numărul de nașteri era aproximativ 300 pe spital, la acest moment avem un număr de nașteri de 1300. Deci iată de 4 ori mai mare, asta presupune și o necesitate în extindere și o necesitate în ameliorarea unor spații existente și, evident, și copiii care se vor naște vor beneficia de asistență medicală de referință. Nu mai pun la îndoială faptul că acest corp de profesioniști va fi alături și vom colabora împreună în continuare, așa cum am colaborat și până acum, pentru că iată, așa cum a spus și domnul primar, comunitatea este alături de dânsi, este alături de noi. Parteneriatul sperăm să fie de bun augur și să funcționeze așa cum este necesar pentru ducerea la îndeplinire a unui obiectiv important care este menționat și în dezvoltarea durabilă a societății românești, al obiectivului sănătate, care este pe podium, pe locul 3. Deci foarte important, sănătatea și este un lucru pe care dumneavoastră, la acest moment, îl puteți duce la îndeplinire cu succes. Aveți și compartiment de primit de urgențe, care funcționează cu specialiști suficienți și într-un cu o pregătire foarte bună. Aveți heliport, ceea ce este foarte important. Avem lucruri cu care ne mândrim aici în Moinești și pentru care de multe ori ne exprimăm sprijin logistic pentru spitale importante din județ în susținerea și în consilierea unor proiecte ale lor. Deci este un obiectiv important, este un obiectiv de turism medical, este unul din Spitalul Municipal de Urgență Moinești, este unul din pilonii pe care se bazează serviciile de sănătate și strategia de servicii de sănătate a județului Bacău, alături de Spitalul Județean de Urgență Bacău, alături de Spitalul Municipal Onești. Este al doilea spital de urgență din județ, lucru care trebuie menținut prin aceste investiții, prin această susținere, prin acest sprijin pe care îl acordă comunitatea locală, pentru că aveți un bun pe care poate nu conștientizați că l-aveți. Dar este un lucru nemaipomenit că acest spital este amplasat în comunitatea dumneavoastră. Și sunt convinsă că în continuare parteneriatul va funcționa, susținerea și transparența va trebui să aibă perfecționări, să spun așa, pentru că întotdeauna e loc de mai bine. Și așa cum spunea și domnul primar, ducându-se pentru compania, pentru acest proiect, să se
clarifice la Compania Națională de Investiții, a avut oportunitatea de a lansa și de a dezvolta alte proiecte. Așa sper și prezența mea aici să deschidă loc de colaborări și de discuții și de perfecționări ale comunicării existente la nivel interinstituțional și pe alte teme. Centru de recuperare, soluționarea problemei deșeurilor și alte probleme care apar în comunitate. Vă mulțumesc pentru atenție. Cred că am vorbit cam mult, dar... Dați-mi voie să-i mulțumesc în nume personal și în numele dumneavoastră tuturor doamnei doctor. Este mereu alături de noi, așa cum vă spuneam, a fost prezentă și în acel suport, grup suport tehnic când am declarat starea de alertă, a văzut cu ochii dumneavoastră și a prezentat exact situația de fapt prefectului și de aceea am primit această stare de alertă. Cred că și luni voi solicita prelungirea acestei stări de alertă, cu siguranță va face parte iar din grupul suport tehnic de a analiza, dar nu numai la Oamenești, vă spun că sunt mai multe localități din județ care vor declara această stare și sunt sigur că veți analiza profesionist, așa cum ați dovedit de fiecare dată, că este necesară această stare de alertă, dar mai mult decât atât, că este necesară reluarea prestării acestui serviciu în Oamenești, fără de care populația nu-și poate duce traiul de zi cu zi. Vă rog. Mulțumim, doamna doctor, domnul manager Tortunez. O rugăminte, dacă nu este permis. Este ultimul punct pe ordinea zi, să terminăm ședința pe comisii și intrăm în comisia de întreb și atunci o să aveți cuvântul cu siguranță. Comisia de urbanism, dacă mai aveți discuții pe tema proiectului. Supunem la vot proiectul, cine este pentru. Împotrivă, se abține cineva, mulțumesc. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Niciodată nu ne-am gândit, sau eu nu m-am gândit că nu voi vota acest proiect. Nu ne-am prezentat pe 24, exact cum spuneam, sau nu, pe 24 am luat cunoștință de o informare. Eu vorbesc în comis. De o informare. Nu eram documentat. Acum, inițiindu-se, s-a inițiat acest proiect, au apărut toate documentele la mapă. Compania Națională de Investiții, care funcționează pe lângă Ministerul Dezvoltării Regionale, a solicitat Spitalului Municipal de Urgență și implicit Consiliului Local o serie de clarificări. Clarificări în privind cartea funciară, clarificări privind amplasamentul și așa mai departe. Suntem în măsură. Acum avem și raportul Comisiei de Specialitate. Avem și adresa înaintată de conducerea Spitalului Municipal de Urgență, unde acolo spune undeva că dacă nu se va realiza această investiție, consecințele vor fi neacreditare, ridicarea autorizației de funcționare, în sfârșit nu le enume, printre care și 100 de persoane vor pleca din spital, vor fi disponibilizate. Mă adresez consilierilor și în special celor din Comisia Juridică. În luna mai noi am votat statul, am aprobat statul de funcții al Spitalului Municipal de Urgență, organigrama Spitalului Municipal de Urgență. Acolo am văzut că sunt, să nu greșesc, nu știu, nu le-am numărat, dar peste 800 de posturi. În data de 24, când domnul manager, în cuvântul care l-a avut, spunea ceva că sunt vreo 550 de salariați,
Deci vedeți că postul sun, eu nu văd, pleacă salariatul, dar rămân cele posturi. Dacă era, dispăreau cele posturile respective. Da. Comisia de urbanism. Noi am aprobat un punct. Indicii urbanistici aprobați din punctul respectiv s-au depășit. Mă refer la procentul de utilizare a terenului și coeficientul de ocupare a terenului. Trebuie inițiat un PUZ. PUZ-ul acesta trebuie inițiat tot de către Spitalul Municipal de Urgență, trebuie aprobat de Consiliul Local Moinești. De aia s-a întârziat. De aia nu că nu am vrut să iei o investiție pentru spital, pentru comunitate, pentru... Dar nu chiar așa cu repede înainte, știți cum se spune, batem din picior și gata imediat să... Timpul este. Am discutat cu consilier la depunerea coroanei de azi, pentru că atunci domnul manager mi-a spus la un moment dat că până pe 29 trebuie trimisă la Compania Națională de Investiții aceste clarificări și aprobarea Consiliului Local. Discutând cu consilierul, spuneau nu. Poate duce până la sfârșitul anului. Da. Dacă mai sunt discuții pe în Comisia Juridică. Poftiți, domnul consilier. Bună ziua, domnilor. Numai două cuvinte care v-am zis acum în memorie, foarte scurtă să fiu. Sigur, trece, da, trece, da, trece foarte tare. Primărie este... Mulțumesc, am vorbit. Deci, bună ziua, acolo, așa cum vă numesc eu, consilier PNL. Mulțumesc conducerii primăriei, bineînțeles, cum spune domnul director, mulțumesc dumneavoastră că ați zis un număr așa de însemnat. M-aș prefera de fiecare dată la fiecare ședință să fiți la fel de mulți și la fel de interesați de toate proiectele noastre, pentru că eu, în ceea ce privește linia mea, dar sunt convins că fiecare dintre prietenii mei consilieri, indiferent de culoare politică, au venit să facă din acest consiliu, cel mai bun consiliu local post-revoluție. Discuțiile mele cu fiecare au același cel toți, cred. Și sunt aproape convins. Este foarte clar că și noi suntem de tot ce investiție de bun simț, de bun augur, de bine venit pentru municipiul nostru, mai ales când e vorba de sănătate. Am spus în fiecare ședință când s-a analizat situația spitalului, că eu sunt într-un totul de acord, chiar și pentru studiul de fezabilitate. Mă bucur tare mult că s-a ajuns la un consens. Este punctul de vedere că dacă dăm mână cu mână fiecare, se fac toate. Mai ales când e vorba de spital. Partea aia la altă și sănătatea, spațiul care este destinat sănătății și strand și sport și așa mai departe, toate depind de noi. Aș mai spune, dacă e vorba de extindere, acolo să se extindă și parcarea din fața spitalului domnul director, să oprinde cei de la urbanism, pentru că parchează fiecare cum vrea acolo. Eu aș zice numai cei care vin în interes de spitalizare, acele 20 de locuri sau câte sunt. Dacă se poate, sigur, studiază domnul arhitect că este cel mai în măsură să facă acest lucru. Eu o să dorm liniștit de seară, pentru că a trecut, s-a așteptat pace peste noi cei care avem interes. Sper. Vă mulțumesc. Atât am avut de spus. Sunt foarte multe, dar acum o vezi aici. O zi plăcută. Mai sunt discuții în Comisia Juridică, intervenții, poftiți, domnule consilier. Eu sunt foarte bucuros că am inițiat acea ședință extraordinară, chiar dacă nu a fost pe placul lui domnul primar. Și pentru că această ședință extraordinară ne-a dat o vadă cât de unii suntem noi consilierii, în primul rând, și am văzut ce înseamnă să rezolv problemele în momentul când pleci, cam ce se întâmplă cu orașul Moinești. Eu sunt pompier, eu văd altfel modul de a conduce o trupă, o unitate, un oraș, sunt militar. Eu știu când pleci, lași pe cineva luțitorul la comandă
iar acel obținător de la comandă spre ea funcțiile și totul să desfășoară într-o unitate normală. Problema este în felul următor. Spitalul Moinești, indiferent câți bani s-a băgat în acest spital, trebuie să ne dăm seama că trebuia să obțină o autorizație de funcționare. Ce am uitat așa de repede de cazul colectiv, ce s-a întâmplat acolo? Avem aici comandanții de la pompieri, de la poliție, de la serviciile sanitare. Să vedeți câte unități, câte hoteluri s-au închis pentru faptul că nu au avut autorizație de funcționare. Când se dă aceste autorizații de funcționare, nu te întreabă câți bani ai băgat. Sunt fluxuri de evacuare, sunt probleme, sunt care trebuie rezolvate. În momentul când aceste probleme nu se rezolvau, normal, chiar dacă aprobam domnul președinte mii de funcții și nu știu ce, spitalul se închidea sau în anumite secții se închideau și plecau acasă oamenii. Așa cum e la restaurant. Dom'le, nu funcționează, n-ai obținut autorizație, patronul își dă afară oamenii. Da. Nu e chiar așa. Și în al doilea rând, probabil am văzut o chestie pumperistică și mi-am îmi place chestiile de trangarare. Și plus, sincer să vă spun, ce a fost până acum în orașul Măinești, au fost niște lupte a orgolii. Niște lupte de orgolii lăsate rămășiță la campania electorală. Astăzi, îmi pare foarte bine că prin modul cum ați expus problemele, dar astea puteau fi expuse mai demult, a ajuns mai demult la masa tratativelor și nu s-a ajunge aici. Este un îmbucurător, pentru că am urgentat acest proces de pace. Așa că nu trebuie să fiți supărat pe noi, câțiva consilieri, chiar dacă nu aparține, nu suntem albaștri, suntem independenți, mai venim și noi și mai convocăm așa și mai avem niște probleme a orașului, care cad și pe umerii nu numai a coaliției de la guvernământ. Cam atât am vrut să vă spun. Eu sunt foarte mulțumit ce s-a întâmplat și sincer să vă spun, chiar sunt și eu emoționat, dar sunt extraordinar de bucuros că peste municipiul Moinești a venit pacea. Deci când și într-o familie, când părinții se ceartă, copiii plâng. Noi am cam plâns. Acum sperăm că nu mai plângem și toate proiectele acestea, eu sunt sigur că acest proiect aprobat atrage după acest proiect toate proiectele care le-am propus noi se vor înfăptui și se vor aproba. Pentru că un om care conduce trebuie să folosească forța la fiecare conducător de instituție, indiferent de culoare politică, în așa fel că instituțiile dezvoltându-se, orașul se dezvoltă. Și mare lucru. Împotrivă, se abține cineva, votată în unanimitate. Domnilor și domnilor consilieri, stimați invitați, după derularea ședințelor comisiilor de specialitate la care ați asistat, se derulează ședința de plen a Consiliului Local al Municipiului Moinești, convocată pentru astăzi, 8 decembrie 2017. Convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local a avut loc cu respectarea prevederilor articolului 39 aliniatul 2 din legea 215/2001, legea administrației publice locale, modificată cu completările ulterioare. Vă informez de asemenea că ședința este legal constituită, fiind prezent în număr de 18 consilieri din cei 19 validați în funcție. O să vă supun la vot, după rapoartele pe comisii, primul proiect de hotărâre pentru ședința de plen, și anume proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Moinești pentru ședința extraordinară din 8-a 12-a 2017. Comisiile de specialitate, vă rog raport. Raportul Comisiei Juridice. Comisia Juridică avizează cu 5 voturi pentru alegerea unui președinte numit Cernar.
Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru alegerea domnului Miceachiu. Raport Comisia pentru Amenajarea Teritoriului și Urbanism. Avizează favorabil cu 7 voturi pentru. Mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Moinești pentru ședința extraordinară din 8-12-2017 cu propunerea avizată de comisiile de specialitate, respectiv ca domnul consilier Mircea Liman să fie președinte de ședință pentru ședința de astăzi. Supun la vot proiectul de hotărâre. Mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Domnule președinte, vă dau cuvântul pentru a parcurge ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară. Doamnelor și domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile articolului 39, alineatul 2 din legea 215/2001 și prin dispoziția primarului municipiului Moinești numărul 1401/2017, s-a convocat astăzi ședința extraordinară a Consiliului Local. Ați luat cunoștință de ordinea de zi prin notificările primite și din comisiile de specialitate. Supun la vot dacă aveți obiecții asupra ordinei de zi. Dacă nu, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Supunem la vot ordinea de zi suplimentară. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Înainte de a trece la parcurgerea proiectelor de hotărâre de pe ordinea de zi, aș vrea să anunț plenul Consiliului Local că reprezentanții ALDE în data de 5 decembrie nu s-au prezentat la ședința aceea convocată extraordinară. Ați văzut și domnul primar a spus de ce, pentru că urmau câteva clarificări primite de la Compania Națională de Investiții și, ca urmare, s-a inițiat un proiect de hotărâre astăzi. Nu a fost premeditat, nu a fost cu unii. Și în cuvânt... Am zis, pentru că nu era, da. La cuvânt, domnul consilier, da. Trecem la primul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării subvenției din bugetul local pentru unele categorii de persoane fizice din municipiul Moinești. Rog, avizul comisiei juridice. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Mulțumesc. Avizul comisiei economice. Membrii comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Raportul comisiei de urbanism. Membrii comisiei de urbanism avizează favorabil proiectul cu 7 voturi pentru. Discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem spre aprobare proiectul în forma propusă de inițiator. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2017 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi Raport pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului, intervenții. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate de voturi. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale a municipiului Moinești la Asociația pentru Dezvoltarea Turismului. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Membrii Comisiei de Urbanism avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 7 voturi pentru. Discuții, intervenții pe marginea proiectului.
Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru, cu amendamentul suplimentar propus la proiect. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru și cu amendamentul propus. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru, cu modificările propuse ulterior. Da. Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele propuse. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Moinești, numărul 125 din 25.10.2012. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții pe marginea proiectului, intervenții, întrebări. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate de voturi. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii schimbării destinației imobilului situat în municipiul Moinești, strada Lunca, numărul 46, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Copizonul primar. Poate vă întrebați despre ce clădire este vorba. Este vorba de clădirea în care a funcționat școala numărul 5, școala de arte și meserii, școala situată pe strada Lunca, la ieșire din Moinești, pe partea dreaptă. În urma unor discuții cu cei de la Ministerul Justiției, acum, din Bacău, de la Curtea de Apel, a plecat doamna președintă și un domn secretar de stat, în jurul orei 14 ne vom întâlni la judecătoria Moinești pentru a merge împreună cu dumnealor să vizualizeze acel spațiu în vederea amenajării unui spațiu adecvat prestării acestor activități de către judecătoria Moinești. Acum, în acest spațiu, judecătoria funcționează nu corespunzător numărului de persoane care îi calcă pragul, nu corespunzător numărului de salariați de acolo. În urmă cu ceva timp, o adresă de la Ministerul Justiției ne punea în vedere sau ne ruga să căutăm un spațiu adecvat. Având în vedere că la această școală acum nu mai funcționează proces de învățământ, domnul director a exprimat punctul de vedere al colegiului tehnic că nu mai are nevoie de acel spațiu. Am obținut avizul Inspectoratului Școlar Județean pentru ca acest spațiu să-i poată fi schimbată destinația și după vizita mea la București, iată că astăzi avem pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre pentru trecerea acestui imobil în domeniul public al statului, urmând să fie dat în administrare Ministerului Justiției pentru a se realiza o investiție printr-o finanțare de la Guvernul României și nu din bugetul local. În urma discuțiilor de marți de la Ministerul Educației și dumnealor pliază pentru acest lucru, mai mult decât atât, domnul ministru al Educației a declarat că toate școlile din România în care nu mai se desfășoară proces de învățământ și care nu vor mai reveni la această activitate, vor fi predate autorităților locale pe perioade de 10-20 de ani și acolo unde este necesar, chiar pe o perioadă nelimitată, ceea ce se întâmplă și cu această clădire astăzi. Așadar, vă spun că peste aproximativ jumătate de oră voi fi cu reprezentanții Ministerului Justiției și a Curții de Apel Bacău pentru a stabili detalii și ce urmează să mai depunem la guvern pentru trecerea în domeniul public al statului acestei clădiri și pentru modul cum se va implementa acest proiect. Mulțumim, domnul primar. Aș vrea să întreb eu pe ce perioadă se dă, pe 10 ani sau pe... Nelimitat, pentru că acolo se dă nelimitat. Supunem la vot proiectul în forma propusă de inițiator. Cine este pentru?
Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind eliberarea autorizațiilor de funcționare și profil de activitate și a avizelor de amplasare și profil de activitate pe teritoriul municipiului Moinești. Rog raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Avizează favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Trecem la ordinea de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Compania Națională de Investiții CNI-SA a amplasamentului pentru realizarea obiectivului de investiții, extindere spații spitalizare, Spitalul Municipal de Urgență Moinești, inițiator primarul municipiului Moinești. Rog avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Avizul Comisiei de Urbanism. Urbanism cu 7 voturi pentru. Membrii Comisiei de Urbanism avizează favorabil proiectul. Comisia Economică. Membrii Comisiei avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 6 voturi pentru. Discuții, intervenții pe marginea proiectului. Acum, domnul doctor. Supunem la vot. Supunem la vot proiectul în forma propusă. Cine este pentru? Ia să vedem. Împotrivă? Se abține cineva? Votată de unanimitate de voturi. Da. Aș ruga pe marginea proiectului. Este o ședință extraordinară, nu sunt diverse, nu sunt diverse. Dacă la proiectul de pe ordinea de zi suplimentară sunt luări de cuvânt. Domnul doctor? Da, încerc să dau câteva răspunsuri la multele la problemele care s-au ridicat în această ședință. În primul rând să răspund domnului președinte la cele trei întrebări pe care le-a ridicat. Da, domnule președinte, există turism medical asigurat de Spitalul Municipal de Urgență Moinești, în municipiul Moinești. În municipiul Moinești, așa cum domnul primar de data aceasta a fost foarte bine informat, v-a prezentat o structură a internărilor. Da? Aproximativ, într-un an de zile, sunt oameni, miile, care vin în municipiul Moinești. Unii staționează la structurile de cazare din municipiul Moinești, alții cumpără o pijama de la magazin, alții cumpără alimente sau altceva. Este turism medical acesta. A, că ne gândim să dezvoltăm altfel de turism în municipiul Moinești, așteptăm să fim, așa cum am spus și la ședința din data de 24 noiembrie, noi corpul medical, să fim solicitați în această direcție. 2. Dacă nu putem să facem acest plan de conformare al Ministerului Sănătății cu termen 2020, vor fi disponibilizări în Spitalul Moinești, fiindcă se pierd cel puțin 80 de paturi, iar conform structurii, la 80 de paturi sunt cel puțin 100 de angajați. Dumneavoastră, domnule președinte, ați remarcat foarte bine. Sunt aprobate în structură 820 de paturi și ocupate în prezent 550. Dar asta înseamnă că în Spitalul Moinești, unde se practică un act medical de foarte bună calitate, oamenii muncesc și fac față într-un număr mic la niște sarcini foarte mari. Și ultima răspuns pe care vreau să-l dau domnului președinte se referă la ședința extraordinară de marți.
și vis-a-vis de foarte bună colaborare cu ghilimelele necesare între Spitalul Municipal de Urgență Moinești și Primăria și Consiliul Local. Eu v-am înțeles foarte bine ceea ce a spus, că nu era pregătit pentru o asemenea ședință. Dar ce nu am înțeles a fost faptul că structuri, alte structuri au fost informate că dumneavoastră nu veți fi prezenți la această ședință, iar noi, 240 de inși și în cer iertare, stimați angajați ai Spitalului Municipal de Urgență Moinești, ați fost puși în situația penibilă să veniți aici și să ne uităm la sală. Nu știu, am un respect deosebit față de domnul profesor Breagnă. A fost profesorul la anul 2 copii, care domnul primar a amintit unde sunt acum. Dar vreau să-l întreb pe dânsul, față de care, de activitatea ca și profesor de matematică, am tot respectul și dânsul știe lucrul acesta. Dumneavoastră, dacă în sală, în cei 80 de doctori care erau atunci, era fata dumneavoastră, un distins medic de specialitate, chirurgie plastică și reparatorie, v-ar fi convenit? Mergem mai departe cu răspunsurile. Domnul primar al municipiului Moinești a încercat să mă pună astăzi la zid, da? Prin afirmațiile pe care le-a făcut. Vreau să-l întreb și eu ceva. De ce dezinformează acest Consiliu Local și populația municipiului Moinești? Fiindcă spitalul este foarte bine informat că în 2016 contribuția Consiliului Local la activitatea spitalului a fost zero, iar în 2017 contribuția Consiliului Local a fost la 10% la un parteneriat cu Ministerul Sănătății de dotarea spitalului acesta cu un RMN, care a costat 3.300.000 le-a dat Ministerul Sănătății în urma demersurilor pe care acești oameni prin comitetul director le-a făcut și a adus în municipiul Moinești 33 de miliarde de lei vechi și 3 miliarde 300 le-a dat Consiliul Local. Dacă dumneavoastră, domnule primar, cunoașteți de altă contribuție în acești 2 ani ai Consiliului Local sau al primăriei, vă rog să informați pe cei prezenți acum. Eu vreau să vin în fața dumneavoastră să vă spun disponibilitatea mea nelimitată de a vă sta la dispoziție cu orice problemă. Vreau să vă anunț că, din păcate, eu sunt medic practicant conform contractului de administrare semnat de domnul primar și între ora 5 dimineață și 9 în acest program asigur servicii medicale decontate de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate în valoare de 14 miliarde de lei vechi într-un an. Deci activitatea mea de medic chirurg la spital este 10% din activitatea celor 112 medici ai spitalului. Nu mă pot dispensa de această activitate pentru care nu primesc niciun leu. Pentru că aș greva extraordinar de mult bugetul spitalului. 2. Programul meu de activitate este de la 5 dimineața la 13, semnat de distinsul primar al municipiului Moinești. În afara acestui program, eu nu pot să fac decât o singură activitate. Da? Activitatea de profesor universitar la Universitatea din Bacău, prin care mă opresc aici și nu mai spun altceva. 3. Vreau să vă spun că dacă săptămâna trecută se putea ține ședința de Consiliu de Administrație, iar aceasta nu s-a putut ține, întrucât nu a fost numărul de membri, sunt 5, a venit doamna directoare și cu doamna directoare economică de la Bacău, din motive obiective, să spunem, ceilalți 3 membri ai Consiliului Local și al Primăriei nu au putut veni, v-aș fi putut aduce astăzi la cunoștință niște lucruri care au fost discutate în Consiliul Medical și în Comitetul Director. Acești oameni de aici din sală își pun problema. Dacă la un proiect în care Consiliul Local
nu vine cu un leu. La proiectele care sunt propuse a se desfășura în următorii 2 ani, de care doamna directoare a amintit, respectiv extindere și reabilitare ambulatoriu de specialitate, proiect pe care vrem să-l depunem la Agenția de Dezvoltare Nord-Est și care, sigur, Consiliul Local va trebui să vină ca și proprietar cu participare și care este absolut necesar, fiindcă am mărit numărul de cabinete de specialitate de la 18 la 34 și prin asta vreau să vă anunț că în municipiul Moinești va veni medic de chirurgie toracică, medic hematolog, în perspectiva imediată neurochirurg, chirurgie plastică și reparatorie. Acest proiect este vital. 2. Avem proiect de modernizare și dotare a blocului operator. Valoarea lui este aproximativ 10 milioane de lei în parteneriat cu Ministerul Sănătății. Avem proiect de modernizare a secției de obstetrică ginecologie. Vi s-a spus cum a evoluat numărul de naștere în municipiu, în secția noastră. Și nu în ultimul rând, avem înființarea acestei secții de ortopedie și traumatologie necesară datorită bunei pregătiri a personalului care lucrează acolo. În afară de acest lucru, vreau să vă spun că Spitalul Moinești nu va putea suporta în 2018-2019 obligațiile financiare pe care și le-a asumat anul acesta, respectiv achetizarea celor 3.000 de metri pătrați din bugetul propriu al spitalului și cumpărarea de aparatură medicală de peste 6 miliarde de lei. De ce acest lucru? Crescând numărul de angajați și țineți și știți foarte bine că de la anul salariile vor crește, va crește și influența asupra bugetului de venituri al spitalului. În ultimul rând, vreau să vă spun și îmi cer încă o dată scuze față de colegii mei că nu am pus toate problemele pe care zilnic voi mi le aduceți la cunoștință. Vreau să vă întreb, domnule primar, și poate îmi dați un răspuns ca să dau și eu celor două doctorițe care mi-au adus această țidulă ieri. Și care? Unde vă regăsiți dumneavoastră? Vă regăsiți în 24 noiembrie 2017, când spuneți extinderea Spitalului Municipal de Urgență Voinești nu face parte din strategia de dezvoltare a municipiului? Da? Sau vă regăsiți în ceea ce a spus în data de 17 decembrie? Eu nu sunt împotriva banilor care vin în Moinești, fiindcă cele două doctorițe își fac niște probleme în privința asta. Vă mulțumesc! Trebuie să răspund la ultima întrebare, cel puțin. Într-adevăr, acest proiect nu face parte din strategia de dezvoltare și va trebui modificată să-l introducem. Este o realitate, este ceea ce am făcut și am realizat această strategie până în 2020, unde sunt proiectele de care v-am spus mai înainte și unde vor mai fi și altele adăugate, acolo unde apar axele de finanțare. Iar pe 17 și dintotdeauna am spus, când am ocupat și funcția de viceprimar și de 27 de ani de când lucrez în primăria Moinești și acum ca primar ales, că voi susține toate proiectele care vin, care trebuiesc implementate în municipiul Moinești, mai ales atunci când nu avem contribuție financiară din partea Consiliului Local, care, știm cu toții, este afectat în anul ce urmează cu aproximativ 30% prin reducerea acelor cote pe care le-a aprobat Guvernul chiar ieri. Dar nu suntem singura localitate, sunt toate localitățile din țară privind, în aceeași situație privind bugetul pe anul 2018. Așadar, este o realitate când am spus că nu face parte din strategia de dezvoltare și este necesar includerea, pentru că va fi un document pe care Compania Națională de Investiții, așa cum se regăsește și la ATR sau la alte proiecte de finanțare, cere și strategia să vadă dacă Consiliul Local
are, a avut sau vrea de acum încolo să aibă în strategie acest obiectiv. Așadar, nu a fost altceva decât o realitate. Privitor la finanțări, nu m-am referit la anul 2016 și 2017. M-am referit la ultimii aproape 10 ani, când Spitalul Municipal a beneficiat de finanțări din fonduri exterioare, de la Guvern, de la Consiliul Local, de la Consiliul Județean, de 108 miliarde de lei, toate trecute prin bugetul Consiliului Local. Nu știu câte instituții din municipiul Moinești, și mă refer la instituții publice, școli și altceva, a beneficiat de sume care au fost alocate. Am spus că prioritar este sănătatea, da? Nimeni nu poate fără sănătate să fie ceea ce reprezentăm. Dar urmează învățământul în municipiul Moinești, stimați doamne consilieri și toți cei prezenți. Am depus la ADR proiecte, am depus la PNDR, au trecut de prima etapă de evaluare proiectul de la Liceul Grigore Copălcescu, domnul director a fost cu mine, 2 milioane de euro urmează după luna ianuarie, sigur, va începe, vom face demersurile pentru semnarea contractului pe anvelopări, clădiri publice. Aceeași situație se regăsește la Școala Generală George Enescu, 1 milion de euro. Școala Alexandru Sever de la Văsiești este în procedură de licitații, 1.800.000 de lei, vor fi implementați în acea școală. Mai mult decât atât, Școala Ștefan Lucian este în Planul Național de Dezvoltare Locală, care cred că într-o săptămână, două, vom fi chemați pentru semnarea contractului. Iată că e rândul și investițiilor în educație în municipiul Moinești. Și ne vom mândri cu toții că, așa cum astăzi spunem că sunt calități deosebite în spital, să avem și în școlile unde copiii noștri primesc educația de care au nevoie pentru a deveni oameni ca și dumneavoastră, să se întoarcă în acest oraș să presteze activități la școală, la spital, primărie și chiar în privat. Bla, bla. Mulțumesc, domnul consilier. Bla, bla. Vreau să vă spun și, ca să închei, să vă mulțumesc tuturor. Vă aștept la toate ședințele de Consiliu. Toate ședințele sunt publice. Și iată că astăzi plecăm de aici, cred că constructiv la ceea ce am analizat. Sper în continuare și rog pe domnul manager să vină la discuții, să stăm la aceeași masă și, așa cum a promis aici în fața dumneavoastră, că are toată deschiderea să mergem, să depunem proiecte, să vedem dacă putem fi consiliați de cei pe care dumnealui îi cunoaște în instituțiile centrale, în cele de la județ sau în alte instituții. Vă aștept să veniți, să răspundeți prezent la solicitarea Consiliului Local a Executivului și o să vedeți toată disponibilitatea din partea mea și a Executivului Primăriei. De altfel, ați văzut că de fiecare dată când au venit materiale pe ordinea de zi de la spital, prin doamna secretar și aparatul de lucru, niciodată nu s-au pus piedici, niciodată nu ne-am împotrivit. De asemenea, câte solicitări ați făcut pentru ca numărul personalului să crească, niciuna n-a fost întârziată sau n-am nominalizat pe cineva să facă parte din comisiile de examinare. Eu vă mulțumesc încă o dată, vă asigur de tot sprijinul meu, veniți atunci când este nevoie și aveți nevoie de ceva de la primărie, ușa mea stă deschisă pentru oricine, oricând și la orice oră. Și pentru că vă spuneam de niște proiecte și de acele deplasări ale mele la București, vă pot spune colegii mei că nu este săptămână să nu fac un drum de București. Tot suportul am din partea domnului Viorel Ilie, ministru, care a fost și primar, și o parte din proiecte, știți că a fost parte, este în continuare și este alături de municipiul Moinești. Nu a putut fi prezent astăzi, că a fost convocat de premierul României la o ședință de guvern, dar vă spun că este alături de noi toți și prin mine, întotdeauna am deschis uși la toate instituțiile de la nivel central. Doamna secretar are ceva de completat și eu vă mulțumesc și vă doresc o zi bună. Îmi cer scuze, nu fi trebuit să intervin, dar vreau să informez Consiliul Local, a cărei reprezentantă sunt în Consiliul de Administrație a Spitalului Municipiului Moinești, desemnată prin hotărâre de Consiliu, că nu am fost convocată la ședința Consiliului de Administrație, la care domnul manager face referire, nici instituțional, nici personal, măcar prin FNS.
am discutat tot printr-un SMS, pentru că atunci mă aflam la prefectură cu doamna director economic și am expus această situație. Să știți că nu am fost convocată, nu am lipsit niciodată de la Consiliul de Administrație a Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Am participat la ședințe chiar și atunci când îmi efectuam concediu de odihnă. Vă mulțumesc! Domnul consilier, 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 domn